Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Bă, la cererea voastră și cam strâns ieri 600 de like-uri, adică bine, astăzi vreo 800 de like-uri de fapt la live-ul de ieri. Vă postez modurile astea, nu sunt terminate modurile, vă spun de pe acum. Când o să fac un update, o să vă pun acolo un topic de pe forum unde le-am postat, o să vă dau imediat un link. Adică ce înseamnă când o să fac un update la mod pe când o să schimb fistul, căcat și o să fixez mai multe chestii. Nu am timp de el sincer în momentul de față. De asta am zis că trebuie terminat, dar vi-l postez așa cum l-am eu în momentul de față. Mapa nu e aia cu gen de ți-apar și târfurile și așa mai departe. Nu-mi vine acum exact cum se numește. Tocmai a fost destata serverul și de asta eram prins cu chestia asta. Tocmai s-a dat drumul la server. Să mă să dau și eu get gift. Am stat cu contul aseară pe slip cu ăsta. Am stat pe două conturi, după ce am umplit live-ul când a dat bonus și la 12 și la 2. Au fost niște atacuri, cred, în server. Picase serverul pe la 2 și da, ce îmi zicea de mar. Se făcuse înapoi 800 on, frate, deci la 50 a picat, la 2 erau 800 on. O vine să cred așa ceva și ținând cont că pe Orange și pe Telecom scârția sau chiar nu mergea deloc. Bă, stați așa, dau get, imediat vă explic mai multe. Mi-am făcut cont de civil și a făcut și Awaki, adică mi-am făcut că l-am văzut pe domnul Dăncică și a făcut și el și Ademar. Și a făcut și Xelo și Simona, noi ne-am făcut și clan, o să-l bagi și pe Awaki dacă vrea în clan. Avem tag-ul ID, da, să văd ce ID, că numele n-am cum să-l scriu, 487, ID 487, să nu râdeți de numele meu. Size 13, nu știu ce mi s-a resetat ăsta. Mi-au dat aici o mașină cu 4 locuri, că eu mă joc cu Xelo și cu Simona, să avem să ne deplasăm împreună, să facem quest-uri și de-astea. 8 milioane a costat meritul ăsta, dar mi se pare că e mult mai ok decât premierul. Nu știu, frânează și bine, chiar se controlează bine rău mașina. Frânează bine, frânează ca în rău de fapt, dar accelerează bine când îi dai 906 instanțe și că îi dai cu speed-ul click. Bă, să nu uitați să lăsați voi un like, un subscribe acolo, să folosiți codul de reducere pe PC Garage, că ne ajută pe amândoi. Și să vă abonați la canal, că o să fac și un modpack low PC, chiar, nu știu, de zile următoare să mă apuc. Și la ăsta v-am zis, o să vă notez acolo un topic când fac o schimbare, notez acolo, update, ultima dată și data, știți? Uite, vă pun de la 1.0, 1.1, bă, ce versiune ai, bă, la modpack-ul ăla, 1.1. Get gift. 10kk. Neon purple din ăla, bă, cât o fi la un slot? 433 gems, 10kk. Ai, că mai merge dacă e să mai dăm. Am stat ca punctele astea de gift pe contul ăsta, nici să filmez și o să dau pe clip. Bă, dar neonul ăla purple, cred că e ceva. Chiar nu știu momentul de față, dar știu că e scumpuleț un pic. Vreo 400kk am cumpărat eu unul să pun pe contul Cain. Da. Nu uitați, dacă vă registrați pe server și folosiți unul dintre preferurile, nu știu, nu neapărat al meu, al lui Awake sau, nu știu, Ademar și așa mai departe, oricărui jucător. De pupă mami, mă, ce? Trebuie, dacă aveți un prieten care joacă pe server sau sunteți pe server și vreți să aduceți un jucător, poate să le folosesc referul vostru și primiți amândoi reward-uri, gen cel care vă aduce primește rubine, la pediuri, bani și multe altele, poate să verifice chiar el pe panel, are acolo un tab cu referral și tu primești tot la fel, rubine, la primești în 5 nivele, gen câte ceva. La level 10 o să primești un skin diamond, la level 15 o să primești un elegy, dacă faci level 15 în 15 zile, dacă nu mă înșel. Mamă! Faza e că faci foarte rapid level. Eu, stați pe contul ăsta, am 4,84 ore jucate. A, bine, iau și pe Dio acum cât mai mult, slash time. A, n-am, am foarte puțin, ca asta pe slip. Am 63 kk în mână, 81 kk în bancă. Și n-am făcut statiu, n-am făcut job deloc. Deci tot ce am făcut a fost să fac quest-ul și n-am făcut nici level 10. N-am stat să mai fac job-ul și astea. Și n-am avut nici noroc să-mi pice experiența asta, n-am mai făcut nici misiunea la Rider, că ai văzut o grămadă de experiență. În fine, deci serverul este foarte ușor, faceți foarte rapid totul pe el. Nu trebuie să vă temeți de asta, mai ales acum că încă este ăsta evenimentul de Halloween și pe miercuri cred că o să băgăm să colindați casele și o să țină până după weekendul ăsta care vine, până genul o să se termine sau colindatul la finalul evenimentului de tot. Gen pe 14 luna viitoare, dacă nu mă înșel. Și o să primiți o grămadă de experiență când colindați casele și nu numai. Adică pe lângă premii. Da, bă, mod pe cu
L-ați văzut, nu cred că are rost să vi-l mai arăt. Nu am licență de Guns sau arme. Fisturile la arme sunt un pic buguite, adică se pun pe sub bani. Dar nu e asta o problemă, de asta nici scos, ei mai fac update-uri. Și n-am timp de el acum, eu vi-l pun ca să nu vă duc cu zăhărelul. Ăsta e modul pe infern, nu sunt Porsche Carrera. Mi se pare foarte, nu știu. Uite, ăsta e Nissan GT-R, este modul pe, cum se numește, mă? Pe LG, mai am un de-asta, un Mitsubishi Evo pe bullet, toate se tunează, au pin job-uri și așa mai departe. Mitsubishi-ul ăla, faza cu el e că dacă îi pui din asta eșapamentele, gen îi schimbi toba de pe spate, sau cum trebuie să se numește evacuarea, are un bug la scaune și trebuie să-i scot eu modul ăla din el, să văd cum îl prelucrez, dar oricum aveți folderele acolo, vă puteți lua mașinile din mod pe să vi le puneți în al vostru. Dacă cumva nu vă lasă să descărcați modurile, înseamnă că s-a descărcat de prea multe ori de pe linkul ăla, că am mai pățit și la mod pe cu anterior. Google Drive are undeva la 500 de descărcări pe 24 de ore. Așteptați voi și luați a doua zi, să nu fie cu supărare, sau rugați pe cineva care îl are, un prieten al vostru, dacă a apucat să-l descarce și să vi-l încarce pe contul lui de Google Drive. Da. Am vrut să vă zic ceva, dar am uitat. Cred că o să fac live pe Twitch astăzi, nu știu sigur dacă o să fac, o să vă las și canalul de Twitch în descriere, pentru că o să mă joc Valorant mai pe seară și am vorbit cu Xil să dăm un Valorant. N-am mai jucat Valorant de câteva luni bune și nu fac live pe YouTube, că n-are rost. La Valorant o să stau concentrat, mă întrebați de Sam chestii, distrageți atenția și nu e bine, mă. Iar asta n-aiba 6 ore și ceva live, am jucat decât vreo 2 ore de PUBG în live și în restul 4 ore și ceva le-am jucat numai Samp pe contul de civil. Apropo, nu știu, când o să mai facem rubine, o să vedem cum slash clan, cum recrutăm ăsta în clan. Clan settings. Deci hai să schimb numele la clan și tag-ul. Să extindem clanul, mamă, și încă 25% 100 de rubine. Astea 100 de rubine nu e problemă, luăm un voucher. Da, cam asta e cu contul meu de civil cordit. Câte mai am, mă, din astea așa? Questa. Aș vrea să fac și Battle Pass, mă vorbim cu Xelo, dar nu ne băgăm de astăzi. Bă, oricum mai sunt. Cât e asta, așa, slash bupă. 28 de zile, păi îl facem relax, mă, nu-i problemă. A, să mă duc să bat la loto, bă. Stați că e... Știu că am o misiune la în primul week, dacă nu mă știu, să bat la loto. Mamă, și să pun și bani în bancă, bă, să mai iau dobândă. Ultima dată când am verificat, eu luam cam un caca la Paydee, dar nu știu dacă era pe Paydee jucat sau afecat, deși cred că doar jucat. Bă, dar văd că aici nu mai am dovleacul, cred că am luat o grămadă de dovleci din quest. Da! Cât s-a făcut-o? În 580. S-a dat restar mai devreme. Și nu le merge serverul celor de pe Telecom și de pe Orange, dar o să dăm și noi un mesaj mai departe la host, să vedem ce se întâmplă, dacă este un atac să dea un mesaj către mitigare, să filtreze, să facă captură de pachete și așa mai departe, se rezolvă tot cu răbdare. Deposit. 144kg. Respect Yendama. Ați așa că ne-am înformetat un pic. De naibă. Hai că de la mobile hood-ul meu merg text draw-urile, am vorbit și eu dacă e. Sunt iarăși mor de somn ca întotdeauna. Asta e singurul minus, frate, îmi place hood-ul enorm ăsta, mobile hood-ul. Nu știu cum să zic, e totul mai rotunjit așa pe el, dar se văd ură text draw-urile, astea nu trebuie să se vadă aici din spate. În fine, n-aia ce. Samp. Ca să știți, mod pe cui e high PC, adică are NB chestii, vă mai scoateți voi de prin el dacă vreți ceva, adică nu prea aveți cum să scoateți, că multe sunt în GTA 3 IMG. Dar v-am zis, o să vă fac un mod pe, deci rămâneți aproape aici. Eu vorbisem cu Xelo, o să ne cumpărăm, ori să strângem bani să ne luăm toți o casă, ori să ne cumpărăm toți mai multe case, dar să le luăm în Los Santos, să le luăm aici, în cartierele astea. Și să vă întreb eu pe voi. Știți cumva cât costă o casă pe aici, pe unde am avut eu atunci casa cu băieții? Sau exact prin zona asta pe unde sunt eu acum? Stați așa, uite pe aici. Aici nu e nicio casă pusă. Mai zis un băiat să băgăm ceva avantaje la casă. Acum eu nu știu ce naiba avantaje am putea să băgăm la casele de pe Sam. Chiar n-am idee, sincer. E o idee destul de bună ca să ai
nu știu cum să zic, să ai pentru ce să ai o casă, nu știu, sună ciudat cum am formulat, îmi pare rău, dar n-am nicio idee, sincer. Pe aici nu sunt case, foarte multe case sunt în LV. Mai e faza că dacă pui și multe case aici o să e lag, pentru că toți se spawnează mașinile și așa e sample făcut. De când intri în stream și ai multe mașini, îți deculează calculatorul, mai ales cum am eu un modpack, sample nu știe să folosească toate resursele calculatorului. Nu știu, dacă știți cât e o casă prin zona asta, aici îmi place enorm zona asta, e cea mai bună zonă. Poți ajunge imediat în orice parte a Los Santosului și acțiunea în momentul de față se întâmplă în Los Santos, nu e pe server cel puțin. Gift-ul, quest-ul, jumătate, bine, mai mult de jumătate, 30 de obiecte la quest-ul puse în Los Santos și 20 în LV. Da, uite, am și reward în 3 minute. Dar nu știu dacă mai țin clipul până atunci să arătăm. Ia să vedem așa ce case, cam, care sunt, care e cea mai ieftină casă de pe market. Deci market. Verifică itemele. Astea le puteți verifica GPP până la itemele din market. Mamă, cred că... momentul de față sunt la conexiuni de ejale. Da. N-am 15 ore jucate de... să verific și eu marketul. Bă, trebuie să fac neapărat ore jucate, mă. Bine, 15 ore... Bă, câți dovleci aveam pe cont? 950. Bă, să vreau să strâng și eu, nu mai știu cât e, 2000 sau 2500 de helium în creditul. Să-mi iau și eu. Să vedem să mai fac quest-ul. Bine, dovleci poți să ieși la gift, asta e faza. A, mi-o timp până pe 14 luna viitoare. Din helium în creditul, astea se ia grosul, dacă e un emus de la... Mirea, mă. Da, am nimerit. Mamă, e MS1 0 în stoc cu aia, le-au luat pe toate, nu vine să cred. E MS2 și MS3 s-au luat doar 7 că nu prea au băieții dovleci. Ce poți să ții cu un premium? Dacă stai și spamezi cu istul în 3 zile, ți-ai luat contul premium. Pe 7 zile. Și tot așa. Da. În fine, băi, închidem clipul aici, îmi pare rău dacă m-am lălăit sau ceva, dar sunt rupt de oboseală, frate, nu știu, sunt topit, n-am putut să dorm. Sunt cu somnul pe minusul de tot. Uite-l poxinul. Ce vârâ. Băi, ăsta. Da, frate. Nu știu, bă, deci îmi place, dar mă deranjează o chestie, când am făcut ieri live, lumea venea după mine și mă deranja, gen, le-am zis, bă, lăsați-mă, frate, mi-am făcut cont și Vil, cu Xilo, cu Simona, nici când toți trei. Dână ce că, dacă vrea el să le zică, să... Ia uzi, bă, rezolva problema cu conectarea, pentru toți. Bine, Ștefi. Bă, vumane. Dână ce că, poate vrea să vă spune el, nu știu, dar nu poate să intre pe Discord, de doar ce filmează așa pe repezeală de pe laptop în momentul de față. O să vă explic el probabil problema în sine. El venea pe Discord, el, dar mi-a zis, bă, nu pot că... Na, mi-a explicat, în fine, nu vreau să dau din casă. Am jucat cu Selu și cu Simona și veneau toți după noi, frate, se urcau pe mașină. Lăsați-ne, frate, să vin și noi civil cocoșească. Băi, ăștia doi, treac cu Selu și Simona, au avere de peste 100 de miliarde pe ambele conturi. Gen, pe contul Selu și Simona. Au casă, dita mai casă de scumpă, are Excel-ul infernus la începutul serverului, că n-a, dacă a jucat la început, nu l-a dat, nu l-a vândut niciodată, costă o grămadă de bani. Bine, top 4 ore sare pentru mine, eu nu știu care e faza cu mașina asta de colecție și căcat, pe mine nu mă impresionează cu nimic. Eu să am mașină, mă deplasez, să fac o caterincă. Bă, de ce până să pornim live-ul, nu ne știa nimeni numele frate pe server. Bă, ce caterincă a făcut ăștia, ne înjuram cu ea, păi, prin LV, ne înjuram, ne dădeam dume de-astea între noi, disuri să zic, nu știu, habar n-am. Ne înțepam mai pe scurt din vorbe. A fost atât de Catarin că după aceea când am pus live-ul, n-ai mă frate, au venit ăștia cu trollul ăsta. Abar n-am. Noi chiar ne-am dat drept civil de aia cocoșează, nu știu, în jocul. Cerșeam și noi câte 100 calau. A fost Catarin că rău. Poate o să mă mai joc cu ea și off camera. O să ne schimbăm numele, nu știu, o să dai o FNC de pe ăsta, de pe contul de admin și o să vă filmez un clip, așa, nu știu cum să zic. Să nu ne știe nimeni. O să trebuiască să îmi schimb culoarea la mașină. Să fim deghizați. Așteptăm să
ne luăm și noi licență de gan și să facem prostii, să zic așa. Eu ieri am luat gel admin, m-am dus la cafea, am scăzut 200 HP la mașină, pe live și n-a știu cine e și mi-a dat DM. Și a stat în chill, până mi-a expirat pe live. Gen, el mi-a zis, bă, vrei să-ți scot? Nu, bă, lasă-mă. Că am făcut DM, ce vrei să fac acum? Bine, mă, hai, mersi frumos de vizionare. Modurile, sper că v-am zis că sunt pe nefri.ro, nici modul ca e, m-am luat cu vorba să mor eu, sper că n-am uitat. Scuze. Să lase cineva în comentarii, care să mi-o spun aici, nu știu, un moderator, ca să nu îi dea bucata la comentarii, linkul ăsta în descriere. Și dăm thumbs up ca să nu-i dau fixează, că nu prea poți promova orice pe YouTube-ul ăsta și mie, că na. Ați înțeles ideea. Bă, să mă să repar mașina. Mersi de vizionare, v-am pupat, salut.